O nouă zi. Un nou erou. Tatiana Popa este o femeie exemplu, dragilor. La 77 de ani este dornică de a cunoaște și studia tot ce apare nou pe piață. Nici studierea calculatorului nu a fost un impediment pentru bunicuța modernă. Cum i-a reușit acest lucru? Hai să vedem. Da. Pe Tatiana Popa din satul Palanca, raionul Călăraș, toți o cunosc ca pe o femeie ambițioasă și activă în proiectele de promovare a tradițiilor. Proiectele erau de dezvoltare comunitară pentru comunitatea din patru sate. Patru sate sunt la o distanță de 11 până la 15 km. Ca să mă pot deplasa din sat în sat, am nevoie de transport. La care i-am spus că, dar care calculator? Mie cal, căruță îmi trebuie. După ce eu am văzut că este foarte complicat de și incorrect de a face, de a scrie toate documentele cu mânuța, de a tapa la, pe atunci la mașină de dactilografie, mi-am dat seama că așa nu merge. Trebuia de plecat până la Chișinău, de întors înapoi. M-am convins că fără calculator nu se pot exista și nu va fi serios să fac acest lucru și noi avea imaginea aceea față de partenerii care vor să ne ajute. Învățarea calculatorului nu i-a luat mult timp și nici nu a fost greu pentru ea, alături de un profesor bun cu multă răbdare. Era vecinul meu, numai Dumnezeu să-l ierte, medic, vecinul meu de la stațiunea balneară unde locuiam eu acolo. El m-a ajutat, cunoștea foarte bine, bravo, m-a ajutat multe programe, eu multe lucruri am învățat de la dumnealui. La început, da, îmi părea că eu nu știu dacă mă voi descurca, dar a fost învățătorul interesant. Știți că el nu m-a implicat în detalii complicate, dar din contra m-a atras. Adică erau niște momente de atracție care eu... de a memoriza acest lucru, după care a început cerințele că asta este o regulă, că trebuie să cunoști. Datorită cunoașterii calculatorului, meșterița populară acum este mai activă la evenimentele din țara noastră, cât și la cele de talie internațională. Sunt proiecte cu ajutorul calculatorului, eu pot găsi proiecte, propuneri de proiecte și văd dacă acest proiect aș fi eu în stare sau aș putea găsi parteneri. Spre surprinderea chiar și a tinerilor, Tatiana cunoaște Photoshop-ul, PowerPoint-ul și chiar este activă pe rețelele de socializare. Cândva lucram în Photoshop, dar a dispărut Photoshop-ul și eu numai, dar nici nu am nevoie de el. Acum am lucrat asupra unui album, deci toate pozele, tot ce am făcut, am căutat, le-am aranjat ca să pot trimite mai departe designerului să lucreze. Cunoașterea calculatorului a ajutat-o pe bunicuță să aplice la diverse proiecte internaționale și prin intermediul acestei tehnologii a început să învețe chiar și limba engleză. Îmi pare foarte bine că cunosc acest lucru, că eu pot comunica cu foarte multe lume.